Antrenați de Ionela Popescu și Irinel Cojan, doi sportivi de la LPS Câmpulung au participat la campionatul municipal de atletism, competiție pentru copii 1 și 2 ce s-a desfășurat recent la București s-a evidențiat David Brândușoiu, elev instituționalizat la Centrul Special Copilul în Dificultate Câmpulung, care a ocupat locul întâi la disc cu o aruncare de 21 de metri și 6 cm și locul al doilea la suliță, 19,42 metri, ambele rezultate fiind înregistrate la categoria Copii 1. Aceste rezultate ne dau speranțe mari pentru etapa finală a Campionatului Național Copii 1 și 2 programată în zilele de 25 și 26 iunie, a declarat pentru Mushel TV antrenorul Irina Alcojan. Din delegația Câmpulungian a mai făcut parte Cleopatra Dogarul, locul 5, în proba de 300 de metri Copii 2. Alți doi sportivi legitimați la LPS Câmpulung, George Onuț Iordache și Constantin Dinescu, au participat la Istanbul, în Turcia, la ediția cu numărul 51 a campionatelor balcanice de atletism pentru juniori 1, acolo unde România s-a clasat pe locul secund în clasamentul pe medalii, obținând 21 de medalii, 6 de aur, 10 de argint și 5 de bronz. Turcia a ocupat primul loc cu 33 de medalii, iar pe poziția a treia a fost Serbia cu 19 medalii. Au avut evoluții bune, însă mușcelenii nu au reușit să prindă și un loc pe podiumul de premiere.